Dragile mele, dragii mei, am revenit după această pauză cu noua mea prietenă, Ana Maria, pentru a discuta despre o provocare pe care am lansat-o să ne ajute pe noi bărbații să înțelegem cum se comportă o femeie când iubește. Ca să ne dăm și noi seama, dacă se poate. E simplu să vă dați seama. Aoleu, da, e simplu de spus, da? Mai e simplu. Dacă ați fi atenți, cu adevărat, veți vedea cât te face femeia, pentru că atunci când ea iubește din tot sufletul, este alături de bărbat. Îi arată, îl susține, îl protejează, îl crește, pentru că face lucrul acesta. Îi creează spațiu, îi oferă libertate, nu pune presiune, caută comunicare cu el, caută subiecte de comunicare, subiecte frumoase, care să aducă bucurie, zâmbete. Este senzual atunci când iubește, este implicată, este feminină, pentru că se simte iubită la rândul ei. Deseori se întâmplă lucrul acesta, să fim iubiți în același timp când noi iubim, și asta e un lucru minunat că se întâmplă și că a lăsat Dumnezeu așa ceva, și sper că cât mai mulți oameni vor simți și trăi iubirea în același timp. Femeile când iubesc, pe lângă faptul că sunt prezente, comunică, mai fac ceva foarte important. Oferă încredere și loialitate. Ele sunt acolo, oricând. Numai că, la un moment dat, bărbații se obișnuiesc cu lucrul acesta și cred că vor primi iubire tot timpul. Dacă ei nu se implică, nu comunică la rândul lor despre nevoi și emoții, nu creează momente frumoase, o lasă doar pe ea să ducă mai mult în ceea ce privește relația, atunci e un pic greșit, pentru că la un moment dat s-ar putea să obosească și ea, oricât de mult ar iubi. În momentul când iubește, oferă respect, oferă reciprocitate, este acolo nu doar la bine și la greu, este acolo aproape tot timpul, pentru că îl validează, îl apreciază, vrea să simtă că aparține acelui bărbat și vrea ca acelui bărbat să aparțină. Există acea expresie, paradoxul dependenței în relații, în care am nevoie să știu că mă pot baza pe tine și că tu te poți baza pe mine, că ești implicat, că ești accesibil, disponibil. Așa este și femeia atunci când iubește. E fericită, se vede zâmbetul ei pe față, este energică și creează surprize. Îi cumpără haine, creează, caută, nu știu, subiecte, pe lângă subiectele de discuție, caută locuri de a merge împreună, pentru că este mândră să fie cu bărbatul de lângă ea, să se vadă iubirea aceasta. O face inconștient uneori, dar îi place să fie văzută. Când o femeie iubește, poate muta munții din loc, pentru că atunci se simte puternică. Important este să rămână puternică și atunci, sau în cazul în care relația se închide și rămâne cu iubirea. Pentru că dacă iubești, nu poți să iubești limitat. Indiferent dacă se termină sau nu relația, tu pleci cu iubirea aia mai departe, în eternitate. Nu se termină iubirea, se termină îndrăgostirea. Se termină capacitatea unuia de a mai oferi și a celuilalt de a mai primi, poate. Dar iubirea rămâne și poți să rămâi cu dorul, poți să rămâi cu dorința, poți să te mai gândești la cum erai în relația respectivă și, de ce nu, cum spuneai și tu un pic mai devreme, să-ți dai voie să ajungi la un moment dat într-o altă relație care poate ai iubit, ai ieșit dintr-una în care ai iubit și poți intra într-o altă relație în care să te iubești mai mult pe tine. Să înveți să te iubești mai mult pe tine ca să poți să iubești sănătos. Sunt de acord cu tine, pentru că dacă nu ne iubim pe noi, nici nu avem de unde oferi dragoste. Atunci începem să așteptăm mai mult de la partener, să nu ne mai ajungă, și aici ajungem la partea a doua. Dacă am fost iubiți în copilărie, dacă n-am fost privați de dragostea părinților, a bunicilor, vom ști să iubim, vom ști să oferim, vom ști să acceptăm ceea ce ne dă celălalt. Nu vom cere tot timpul, însă dacă în copilărie uneori ni s-a oferit, alteori am fost respinși sau abandonul ăla emoțional, și la maturitate ne vom comporta fix așa,
vom arăta un atașament fie anxios, fie evitant, va fi greu, vor suferi ambii. Important este să găsim soluții și să observăm. Dacă oamenii s-ar analiza un pic, ar sta așa, pur și simplu, să stai pe un scaun și să spui cum mă simt eu în momentul ăsta? Ce emoție trăiesc în corp? Ne este frică să facem asta. Unora le este frică. Le este frică pentru că tot din anxietate cred că nu vor putea controla. Le este frică de viitor. Și atunci rămân ancorați în trecut sau în problemă. Nu văd soluții. Dar în orice eveniment negativ trebuie să existe ceva bun. Ceva care înveți tu să ierți. Ceva în care accepți poate pierderea, moartea unei persoane. Focusează-te și pe tine, nu doar pe ceilalți care să-ți ofere. Sau, atenție, nu te focusa doar pe ceilalți ca să le oferi și să-i ții cu forța în relație. Pentru că se mai întâmplă și lucrul acesta. Vreau cu orice preț să rămâi lângă mine. Nu poate să rămână nimeni cu orice preț. Dacă nu există angajament, va pleca. Așa este. Pentru că spuneam și de comunicare și spuneam de aceste limbaje ale iubirii. Crezi că e important să știm cum să comunicăm faptul că iubim? Da. Și să spunem că iubim, să privim omul în ochi, să luăm de mână și să-i spunem acel te iubesc. Nu este o rușine să spui unui om că îl iubești. Asta nu te face vulnerabil. Un om puternic știe să spună te iubesc. Și nu va gândi nicio clipă că celălalt îl va manipula sau va râde. Din contră. Când tu simți asta și simți prin toți porii și arăți și celălalt va veni lângă tine. Oamenii fug atunci când nu pot controla, atunci când vor să păstreze distanța, atunci când nu sunt pregătiți. De ce să ne agățăm de un om care nu este pregătit să iubească? Mai bine să ne ancorăm lângă un om care ne iubește, se iubește pe sine, are o relație bună și cu Dumnezeu. Pentru că va fi prezent în viața ta. Este prezent în viața lui și va ști să fie prezent și în viața de familie, în viața de cuplu, va fi un tată implicat, un tată model, un tată care nu se va simți sau nu va spune că este taximetrist când își duce copiii la școală sau la grădiniță. El îi duce în rolul de tată. Un tată care va spune, astăzi gătesc eu. Spune de roluri. Spuneai de rolurile tatălui, dar acum vreau să ne întoarcem la arta de a fi femeie. Sunt câteva roluri pe care femeile le au. Și poate unul foarte important este cel de mamă. Așa este. Ești mamă. Sunt mama, am doi băieți, adolescenți. Mulțumesc. Cum este să fii mamă în ziua de azi a doi adolescenți? Pentru că cred că e o mare provocare. Este o provocare... Dacă tu vrei să o vezi astfel, în momentul în care tu ai avut o relație bună cu copiii tăi, ai fost alături de ei de la începutul vieții, de când au venit pe lumea aceasta și nu i-ai comparat între ei, ai fost disponibilă emoțional, nu i-ai privat de iubire, de dragoste, i-ai susținut, i-ai scos în lume. Mie mi-a plăcut foarte mult la un moment dat... rolul acesta de mamă când erau ei mici, nu că acum nu mi-ar plăcea, acum îmi place și mai mult că este mult mai ușor pentru mine, dar când erau ei mici am început să creez tot felul de cursuri de dezvoltare personală pe nevoile copiilor mei și știam că au nevoie să exerseze alături de azi copii și atunci am deschis aceste cursuri în care am învățat și eu cum să mă comport, pentru că uneori credeam că doar ai mei se comportă astfel și toți părinții au copii perfecți. Și m-a ajutat foarte mult să cresc ca mamă, m-a ajutat foarte mult să fiu mai tolerantă, să înțeleg ce înseamnă să fiu autoritară, asta nu ajută, dar autoritatea este benefică în relația părinte sau mamă-copii, pentru că o mamă bună stabilește reguli, nu doar iubește și permite și îndeplinește nevoi și dorințe, o mamă bună educă copilul. Îi arată partea bună, partea mai puțin bună, îl lasă să greșească, îl îndrumă cum să găsească singur soluții, îl învață independența, îl învață să fie om, să-și cunoască emoțiile, să-și dezvolte umanitatea. O mamă bună ajută să-și descopere resursele, atât ea ca mamă,
dar și copilul de lângă ea sau copiii de lângă ea. Deci o mamă crește, se implică, iubește, îl iartă pe copil, indiferent de ceea ce face sau nu face. Iubirea și siguranța sunt foarte importante și regulile, limitele reale sunt de la început, de când începe să meargă de-a bușilea. Trebuie să existe niște reguli, pentru că dacă tu nu stabilești reguli de când e mic, vei plânge când el va deveni adolescent, pentru că nu te va mai auzi, nici nu te mai aude, dar păi să te mai și asculte, nu va fi alături de tine, nu te va sprijini, nu va exista reciprocitate. Cum îl crești, așa îl ai. Și crește-l sănătos, asta trebuie să facă o mamă, rolul de mamă. Prea multe libertăți se vor vedea, copiii nu știu să gestioneze. Uite, acum vreau să, exact asta era întrebarea pe care vreau să te adresez. Mai nou există un trend să lași copilul liber, să descopere lumea, să nu-i pui reguli, să nu-i pui limite. La nivel de profesioniști n-am găsit pe nimeni care susțină acest lucru, dar sunt foarte mulți părinți care susțin. Care e punctul tău de vedere referitor la acest nou trend? Și un pic mai devreme, faptul că tu ești un părinte neimplicat, indisponibil, un părinte care a divorțat din rolul de părinte. Cum să nu te implici și să nu stabilești reguli copilului tău? Păi asta înseamnă că el va putea să lovească pe oricine, chiar și pe tine. Sunt mame lovite. Am întâlnit mame care au fost abuzate fizic și verbal de proprii copii. Și nu de băieți, chiar de fiice. Oare de ce? Pentru că nu au știut. Sau poate că mama uneori încearcă să stabilească o regulă, nu reușește pentru că mai există și tata, și bine că există, dar se aliază cu copilul. Și atunci mama rămâne singură, în rolul de victimă, uneori în rolul de salvator, și are doi abuzatori. Se întâmplă lucrul acesta. Este o carte, se numește Mame Toxice, o recomand să o citească celor care ne ascultă și femeilor care au și rolul de mamă și vor înțelege foarte bine, în primul rând, cum au fost mamele lor sau mama lor cu ea și cum este ea ca mamă sau cum a fost de-a lungul vieții copilului său în rolul de mamă, pentru că uneori poți să fii o mamă autoritară, alteori poate ai juca rolul unei mame neimplicate, alteori poate te-ai implicat prea mult, mama elicopter care survolează tot timpul să nu-i se întâmple ceva rău, să nu cadă, sau mama care nu-i oferă libertate, îl ține strâns lângă ea și mai e și moda aceasta de a dormi cu copilul până când pleacă la facultate. Mai ales cu băieții. Băieții au nevoie să doarmă singuri în camera lor. Poți să dormi cu el, hai, 5, 6, 7, 8, 10 ani, dar oferă-i libertatea de a dormi singur sau cu fratele. E greșit. Sunt mame, aici vreau să te întreb încă un lucru. Sunt mame care nu vor să taie cordonul umbilical, cum se spune, și dar în continuu... Dar e ceva acolo. Se apropie atât de mult de rolul acesta de mamă încât le joacă rolul și nu joacă rolul ăsta sănătos. Ele, de fapt, fug și de relația de cuplu. Este mult mai ușor a te îndepărta de partener prin copil. Nu dorm cu tine, nu comunic cu tine, sunt mereu supărată pe tine, nu avem conectare sexuală, fizică, emoțională și atunci eu stau cu copilul pentru că eu trebuie să am grijă de copil. Și renunță la rolul de femeie, la rolul de soție. Sunt doar mame. Și multe dintre ele ajung să nu mai lucreze, se bazează financiar doar pe soț, își inventează tot felul de scuze. E trist că fac lucrul acesta. Sper să-și găsească energia, puterea și să conștientizeze că pot mai mult de atât. Bun, dar băieți în cazul ăsta, pentru că ești mamă a doi băieți, băieții oare nu au de suferit în viitoarele relații pe care le vor avea? Clar că vor avea de suferit și nu doar ei, ci și partenerele lor, pentru că fie vor fi lipiți de parteneră și nu le vor lăsa nici să respire, va fi acel control, acea neîncredere, totul trebuie să se întâmple împreună, sau vor fi distanți, vor asculta în continuare ce spune mama, mama are dreptate și cele din urmă unii chiar rămân cu mama. Iar când mama pleacă, Totul, toată lumea. Când mama pleacă, atunci acel bărbat care
este imatur, este copil încă, se va descurca mai greu. Îi va fi foarte greu un timp. Dar există posibilitatea să se descopere, să-și găsească resursele și să înțeleagă. Toți avem șansa asta. Nu doar să încercăm, ci trebuie să ne asumăm, să ne implicăm, să fim responsabili și să mă țin în momentul în care eu am stabilit că vreau să obțin ceva. Nu să abandonez și, și să-mi caut scuze că nu s-a putut sau așa e în România. Nu. Asta este gândirea ta. E nevoie să schimbi gândirea și oricât de mult o iubești pe mama, este nevoie să-ți iubești și partenera. Și să te rupi de mama, la mama mergi în vizită, o susții, ești acolo când are nevoie, dar tu ești soț, ești tată, ai familia ta, ai familia pe care tu ți-ai creat-o. Bun, stai puțin, pentru că aici spune, ai spus un lucru, este perfect normal, numai că ca și copil, eu cred că ți este greu să te rupi de mamă. Și acum nu știu de unde ar trebui să vină această ruptură, să spunem. Nu știu, dar sunt și bărbați care au 20-30 de ani care fac lucrul ăsta. Adică asta vreau să spun, încă se mai simt copii. N-au dezvoltarea. Atunci oare nu mama ar trebui să spună, hai să vedem, gata, băiete, părăsește cuibul, ca să zic așa. Ia vezi tu de noua ta familie. Dacă el nu conștientizează și spune mama, tot după mama se va duce. Este nevoie să înțeleagă el că din acest moment nu sunt toată ziua la tine în vizită și nu merg să-ți plimb cățelul la 6 dimineața și nici plimbarea de la ora 7 seara prin parc. Am familia mea. Cât de mult permitem unei mame să se implice în viața unui adult? Când este copil, clar mama trebuie să fie prezentă acolo. Să ne gândim la copiii de grădiniță, câtă nevoie au de mamă sau la un sugar, un nou născut. Toată lumea, mama e toată lumea lui. Exact, mama este universul. Dar mama devine universul și rămâne astfel pentru că nu îi se permite și tatei să se implice. E acea barieră, acea graniță rigidă în care crede că doar ea se pricepe să-l crească pe copil. Și face lucrul acesta pentru că e posibil ca în copilărie ea, ca mamă, să fi fost privată de iubire. De... Și să dorească să ofere ceea ce ea n-a primit. Exact, ce n-a primit. Doar că o face într-un mod ușor toxic și afectează relația și creșterea copilului. Copilul devine imatur sau rămâne imatur, nu se mai maturizează și nu-l ajută în viață. Dar sunt femei care își doresc să rămână inconștientă în rolul de salvator și vor căuta să crească sau să trăiască lângă un astfel de bărbat și vor suferi. Pentru că mulți sunt cu tulburare narcisistă și vor manipula, iar femeia care este în rolul de salvator va suferi foarte mult. În momentul în care intri într-o astfel de relație, pleci. Clar, există și femei cu tulburări de personalitate narcisistă și clar, aceeași recomandare o fac și pentru bărbați. Oricât de mult ai iubi o femeie, dacă ea nu te vrea și te minte, te manipulează, nu ți este loială, nu ți oferă încredere, nu te apreciază, apropo că bărbații au nevoie de apreciere foarte mult, de validare. Subscriu. Cum și femeile au nevoie de comunicare și de conectare sexuală. Clar, avem nevoi diferite. Sunt bărbați cărora le place să ofere cadouri. S-ar putea ca pentru femeia de lângă el important este să stea împreună mai mult timp. Atunci îi spui, uite, nu e nevoie să-mi cumperi săptămânal ceva sau zilnic. E nevoie să stai lângă mine, așa simt eu iubire, așa mi-arăți tu că mă iubești. Și să comunicăm, apropo de limbajul iubirii, ce spuneam un pic mai devreme. Pentru că ziceam că și eu sunt mamă. Îmi doresc ca băieții mei să ia părțile bune de la mine, nu sunt perfectă nici pe departe, sunt și eu mamă, cu bune și cu lucruri mai puțin bune. Învăț să fiu mamă și de adolescenți. Îți dau un exemplu, mie îmi place să ies cu băieții în oraș, să mergem să mâncăm ceva împreună și la muzee, avem și ieșiri, doar noi trei, nu doar în familia extinsă. Și duminica aceasta am stabilit că vom ieși la restaurant. Unul dintre băieți a vrut o anumită mâncare de la un anumit restaurant, celălalt a vrut total opus și am fost nevoit să negociem.
Să vedem unde mergem prima dată, cine va mânca mâncarea pe care și-o dorește. Și pentru că mezinul uneori este mai alintat, am stabilit ca cel mare să aleagă și să mergem la restaurantul pe care îl dorește el. A acceptat și cel mic, cel mic având 13 ani jumătate, dar va rămâne mezinul familiei. Iar când am mers la celălalt restaurant, unde am mâncat și celălalt, a fost foarte frumos că a apărut acolo un domn care avea un coș cu flori. Și i-am întrebat pe băieți câți bani au la ei. Flavius, cel mare, își plătise mâncarea și le-am spus, bine, faceți, adunați banii de la voi, pentru că omul acesta trece cu un buchet cu flori, cu flori foarte frumoase, erau lalele și mi-aș dori să primesc un buchet cu flori. Și imediat au scos banii, au cumpărat florile și le-am explicat, pentru că cel mare m-a întrebat, tu nu poți să-ți cumperi singură flori sau de ce trebuie să-ți cumpărăm noi flori în restaurant? Nimeni n-a cumpărat. Era prin restaurantul, doar ei cumpăraseră flori. Și era un buchet foarte mare. Și atunci am spus, așa este. Dar nu e treaba noastră ce fac ceilalți. Eu vreau ca atunci când voi veți fi mai mari sau când veți ieși cu o fată sau cu soția voastră, să nu treceți peste acest mic amănunt. Pentru că el contează și asta vă va apropia și îi vei arăta că-ți pasă. Și vei privi și o vei privi cu, și te va privi cu alți ochi. Pentru că nu trebuie să muți munții din loc. Un gest mic. Așa se arată dragostea și iubirea. Și cred că au înțeles băieții mei lucrul acesta, pentru că discutam aseară că vine 1 martie, 8 martie și mă întrebau dacă ieșim la restaurant, ce să-mi cumpere. Am să ne gândim. Ne gândim pentru că este nevoie să învățați. Este de datoria mea ca mamă să-i învăț cum să se comporte cu o femeie, să-i învăț ce înseamnă respectul pentru o femeie, ce înseamnă să iubești, ce înseamnă ca femeia să se simtă în siguranță lângă tine. I-am învățat pe băieți să devină independenți, nu depinde de mine când eu am ceva de făcut și ei nu au un tricou sau tricoul preferat și îl calcă. Nu este treaba mea să le mai calc tricourile. Îi susțin, îi ajut, îi îndemn, mai calc și eu, dar îi las să-și calce, mai ales dacă este o urgență și eu nu pot. Sau nu le pun în farfurie. Tot timpul se descurcă, ai venit de la școală, nu este nimeni acasă, nu-ți place mâncarea, te descurci, îți strângi patul, îți faci curat în cameră, este despre tine. Nu vine mama să strângă după tine tot timpul, pentru că vei aștepta ca soția ta să ocupe rolul mamei. Fix asta nu-și dorește, ea vrea să fie femeie, nu mamă. Mamă vrea să fie pentru copiii voștri. Și sper să învețe cât mai multe lucruri de la mine, băieții mei, sper să învețe lucruri bune de la mine și copiii care vin la cursurile de dezvoltare personală pe care le fac, tabere, chiar săptămâna trecută m-am întors din tabăra de schi și se vede acolo unde mama crește un copil independent și acolo unde mama sau tata le face pe toate. În încheiere vreau să te rog să ne spui unde te pot găsi cei care doresc să continue această discuție cu tine sau să lucrați împreună pe programe de dezvoltare personală. Pe este foarte ușor. Terapii, pe ce mai faci tu? Pot scrie numele meu, Ana Maria Ambrosă, fie pe Google, fie mă pot găsi pe Facebook, nu știu dacă am voie să spun. Da, te rog, okay. Te rog. Pe rețelele de socializare, numărul meu de telefon este public, de prin 2012 sunt ușor de găsit și apropo de a-ți lăsa numărul personal la public, numărul de telefon, niciodată nu m-a sunat cineva care să-mi creeze un disconfort. Niciodată. Niciun mesaj negativ. Nici măcar vreun student supărat? Eu zic că nu supăr pe studenți. Încerc să am o relație și reușesc o relație sănătoasă cu studenții, pentru că acolo, la facultatea la care eu am cursuri, sunt destul de maturi, sunt la drept studenții și sunt implicați, învață, studiază. Nu e o luptă de putere între profesor și, el, și student, pentru că dacă tu ca profesor nu îi oferi ce are nevoie, este firesc că atunci când vine sesiunea, nici el să nu fie pregătit. Dacă tu îți iubești disciplina și iubești ceea ce faci, îl vei determina pe cel de lângă tine să iubească și să vină pregătit. Să de plăcere, da, primul rând. Și să-i arăți umanitatea, să creezi o relație, dar atenție, cu limite reale și între studenți.
Deci, până la urmă, ești adept a relațiilor frumoase, dar cu limite. Cu limite și reguli. Negociate, eventual, nu? Să înțeleg. Bineînțeles că negociem și spuneam chiar și la început că uneori este nevoie să faci un compromis, adică cedezi tu de data aceasta, renunți tu, nu mergem la restaurantul A, mergem la restaurantul B, cum a fost cazul cu băieții mei. Data viitoare vom merge la restaurantul la care vrea mezinul. Este normal să se întâmple așa și orice tip de relație, nu doar în relația de cuplu sau în relația cu copii, orice tip de relație trebuie să se bazeze pe încredere și respect. Dar ca să ai aceste două resurse, este nevoie să te respecti pe tine însuți sau pe tine însăți, pentru că altfel nu ai cum să ceri celuilalt să te respecte dacă tu nu știi ce înseamnă respectul. Ana Maria, vreau să-ți mulțumesc pentru prezență. Eu simt că mai avem multe de discutat, așa că o să te mai invit pe viitor să fii alături de noi și să prezentăm aceste informații celor care ne văd. Îți mulțumesc, Muradu, și aștept să ne revedem în curând. Vreau să le transmit tuturor femeilor, este luna martie, și să se cunoască mai bine pe sine, să se iubească, să-și ofere ceea ce poate că nu și-a oferit niciodată. Încrederea este importantă și țineți minte că, indiferent de ceea ce faceți sau nu faceți, meritați să fiți iubite pentru simplu fapt că sunteți oameni. Gânduri bune! Și eu vreau să vă mulțumesc, dragile mele și dragii mei, și să vă urez o primăvară minunată și multă dragoste. Până data viitoare, când ne revedem, toate cele bune!